genul de conflict, dar și element de dialog între știință și religie. Un subiect prezent în multe lucrări contemporane. Mi s-a părut totuși interesant să-l abordez din nou dintr-o perspectivă oarecum pragmatică, în sensul de a încerca de a pune la dispoziția celor, nu care încearcă să-i aducă pe tineri în biserică, dar măcar încearcă să-i contreze pe cei care vor să-i îndepărteze pe tineri de biserică. Și din punctul ăsta de vedere îi mulțumesc domnului profesor Lemeni că a acceptat această temă. Și sper că vă rog. O să n-am convenit încă, exact. O să vedem și în timp util o să comunicăm.